Salutare și bine v-am regăsit la FNews, eu sunt Marius Doroftei, redactorul șef al aviațiamagazin.com și vă urez la mulți ani în primul podcast de aviație din 2021. Și începem anul acesta în forță discutând despre dislocarea dronelor americane MQ-9 Reaper pe baza aeriană 71 de lângă câmpia turzii, care baza aeriană, așa cum spunem și în titlu, este cea vizată de o serie de modernizări ce vor costa sute de milioane de dolari banii fiind împărțiți între România și Statele Unite. Hai să începem cu începutul și să vorbim despre această dislocare, a treia în ultimii trei ani pentru aceste drone pe baza de la Câmpia Turzii, pe baza aeriană din Ardeal și o să vă citez acum din comunicatul oficial al MEA-PN care a apărut pe 4 ianuarie 2021 și care spune așa, citez, un detașament alcătuit din aeronave MQ-9 Reaper și aproximativ 90 de militari din cadrul forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii este dislocat pentru următoarele luni, atenție, nu se spune câte luni, în baza 71 aeriană general Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii. Militarii americani vor executa misiuni de informații, supraveghere și cercetare în sprijinul operațiilor NATO, iar forțele aeriene române, prin intermediul bazei 71 aeriene, vor asigura sprijinul tehnic, operațional și logistic necesar desfășurării misiunilor pe toată perioada dislocării acestora în România. Prezența aliaților americani pe teritoriul țării noastre reprezintă o oportunitate de dezvoltare, testare și evaluare a capacității de luptă, activitățile desfășurate în comun fiind un element cheie în creșterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două părți. Închei citatul, ăsta este comunicatul MAPN care se încheie cu o scurtă prezentare a dronelor Reaper. Despre asta poate vom vorbi într-un material uh, ulterior. În momentul de față ne interesează faptul că ripărele au ajuns iată pentru a treia oară în trei ani consecutivi pe baza de la Câmpia Turzii și aș vrea să vă întreb ce ați înțeles voi din comunicatul ăsta al mea PN. Că sunt niște lucruri destul de importante chiar dacă, nu știu, în limbajul caracteristic al Ministerului Apărării ele nu sunt subliniate, nu sunt scoase în evidență, deși poate ar trebui. Uh, primul lucru care ne interesează este că nu este specificată durata acestei misiuni, ceea ce înseamnă că fie nu vrem la nivel oficial să se afle cât de mult uh, vor sta dronele acestea în România, deși probabil se va afla în momentul în care ele vor pleca și așa mai departe, fie nu este încă stabilit cât vor uh, rămâne aici, fiind o operațiune ongoing, fiind... Uh, dislocate aici în funcție de necesitate, urmând a reveni la baza lor din Polonia, în momentul în care această necesitate nu va mai fi de actualitate. Al doilea lucru pe care îl înțelegem din acest comunicat este că misiunile pe care dronele Reaper dislocate în România le vor efectua vor fi de informații, supraveghere și cercetare în cercetare în sprijinul operațiilor NATO. Nici vorba așadar despre misiuni de atac așa cum visează anumiți oameni pe social media, mai ales acolo unde este o avalanșă de fake news-uri. Nu se pune problema unui folosirii acestor, acestor drone pentru misiuni de atac în acest context, în contextul dislocării lor în România, dar ele vor fi folosite pentru misiuni de informații, de supraveghere și de cercetare în sprijinul operațiilor NATO. Ei bine, ce operații NATO sunt în zona României? Păi, foarte simplu. Operațiile NATO din bazinul Mării Negre, să-i spunem așa, pentru că a devenit cumva cea mai fierbinte zonă de acțiune pentru Alianța Nord-Atlantică în ultimii ani, din 2014 și până acum, din momentul invaziei rusești în Crimea și ocupării peninsulei Crimea și a războiului din estul Ucrainei, Marea Neagră a devenit cel mai, punct, cel mai fierbinte punct pentru Alianța Nord-Atlantică și de aceea, iată, avem parte de aceste dislocări de aeronave aleați, a aliaților NATO. Este foarte interesant faptul că anunțul acestei misiuni a dronelor americane, a militarilor americani, a fost făcut imediat ce misiunea forțelor aeriene regale canadiene cu cele șase avioane CF-188 de pe baza aeriană, Mihail Cogânceanul s-a încheiat. În momentul în care canadienii au plecat și au încheiat misiunea, rotația de patru luni și au plecat acasă, au venit americanii. E drept că au venit cu drone, nu cu avioane de luptă, dar cumva prezența aliată pe teritoriul României rămâne aproape permanentă, aș putea să spun, rămâne una importantă și România devine un pol foarte important în cadrul NATO pe acest flanc estic, la în zona Mării Negre. O zonă, așa cum vă spuneam, care este tot mai interesantă din această perspectivă. Hai să vorbim un pic despre drone. Ce înseamnă misiuni de informații, supraveghere și cercetare în sprijinul operațiilor NATO? Așa cum știți, NATO și Rusia și cam toate rivalele, practic, din lume, NATO cu China, China cu NATO, China cu Rusia, cu Japonia, Corea de Sud și așa mai departe, cam toată lumea se testează. Toată lumea încearcă să culeagă cât mai multe informații, toată lumea încearcă să înțeleagă ce anume face adversarul sau potențialul adversar și cum îl pot contracara în caz de nevoie. Cam asta înseamnă aceste misiuni. Aceste drone vor zbura în zona Mării Negre, vor zbura foarte probabil în Ucraina, vor fi folosite pentru exerciții în comun cu forțele aeriene ucrainene și cu armata ucraineană, vor zbura prin Bulgaria, de ce nu, și în toate aceste misiuni ele vor colecta informații cu privire la reacțiile rusești, mai ales pentru că, în momentul în care știi cum reacționează un adversar, cumva știi și cum să-l contracarezi. Evident că, la fel ca și în cazul nostru, rușii știu că este vorba de niște exerciții, știu că este vorba de uh, niște teste până la urmă, dar cu toate acestea sunt forțați să reacționeze și să își dezvăluie poate o parte dintre secrete. Iar faptul că aceste drone spre dus, de avioanele de luptă pot sta mult mai mult timp în aer și pot culege mult mai multe informații fiind practic proiectate pentru acest tip de misiuni de anduranță în timpul cărora se colectează informații peste informații și ele sunt trimise mai departe unde sunt analizate, înseamnă că uh, această misiune este luată foarte, foarte în serios de către Statele Unite în special și de către NATO în general. Cam despre asta este vorba cu această dislocare. Acum să mergem un pic mai departe și să vedem de ce câmpia turzii, de ce nu au trimis aceste drone, de exemplu, la Otopeni, pe baza 90 Ieriana. De ce nu le-au trimis la Borcea, unde este unde sunt avioanele F 16 ale escadrilei 53? De ce nu le-au trimis la Mihail Cogălnicianu, cel mai aer apropiat aerodrom de bazinul Mării Negre, unde praza de acțiune poate ar fi fost mai, mai mare, timpii de reacție ai dronelor și a celor care operează dronele ar fi fost mai scurți și toate aceste avantaje date de apropierea de câmpul tactic. De ce nu le-au trimis la Bacău, care este cumva mai apropiat de zona de interes de Ucraina și chiar de Moldova, Transnistria, Rusia, whatever. De ce le-au trimis la câmpia Turzii? Este foarte simplu, pentru că se pare că baza aeriană 71 sau baza aeriană de la Câmpia Turzii, pentru că baza aeriană 71, atunci când vorbim despre baza 71, vorbim despre oameni, vorbim despre escadrilele de 1021 21 și are 330 Puma, vorbim despre oameni și echipamente. Atunci când vorbim despre baza de la Câmpia Turzii, vorbim practic despre infrastructura aceea, despre aeroporturi militar, în ghilimele, de lângă Câmpia Turzii, despre asta vorbim, iar acest aeroport va fi, așa cum vă spuneam la început, modernizat uh, substanțial, va fi adus la standard de NATO și va fi folosit foarte mult de NATO. Cum Statele Unite vor investi uh, peste 130 de milioane de dolari în modernizarea bazei de la Câmpia Turzii, uh, ace această sumă va fi eșalonată în următorii 4 ani este inclusă deja în bugetul pe apărare pe 2021 al Statelor Unite, acel NDAA, care înseamnă National Defense Authorization Act, practic este legea care, prin care este stabilit bugetul de apărare al Statelor Unite pentru anul acesta, pentru anul în curs. Acest NDAA a fost aprobat de congres în toamna anului trecut, includea evident suma de 130 de milioane pentru modernizarea de la Câmpia Turzii. A fost blocat prin veto de președintele Donald Trump, iar recent Senatul a trecut peste votul președintelui și a aprobat această lege, acest NDA-2011-2021, care a intrat în vigoare. Și iată, investiția aceasta este certă. De ce vor americanii să investească bani și bani mulți în baza de la Câmpia Turzii? Foarte simplu, pentru că vor să o folosească. De-a lungul ultimilor ani, la Câmpia au ajuns mai multe categorii de aeronave ale Statelor Unite. Au ajuns dronele, așa cum vă spuneam, de trei ori în ultimii trei ani, aceasta fiind a treia dislocare. Au ajuns avioane F-15, avioane F-16, au ajuns avioane uriașe de transport. Și iar americanii și-au dat seama că infrastructura de la Câmpia Turzii nu este suficientă pentru ceea ce vor ei să facă. Dacă ar fi nevoie ca Statele Unite sau ca NATO să trimită aeronave în sprijinul României sau în sprijinul unei eventuale operațiuni NATO în zonă, pe câmpia infrastructura ar fi insuficientă, iar aceste operațiuni ar avea de suferit. Prin urmare, apărându-și cumva interesul, americanii investesc o sumă considerabilă la câmpia Turzi pentru că vor să se folosească de această bază pe viitor, vor să trimite aici aeronave și se vorbește tot mai des și tot mai apăsat pe la diferite colțuri despre o bază permanentă de drone, așa cum este cea din Polonia, de acolo de unde vin aceste drone Reaper care au fost trimise la Câmpia Turzii. Americanii vor să facă din Câmpia Turzii un fel de hub aerian și de informații în flancul estic al NATO, în zona Mării Negre și să aibă aici o prezență permanentă crescând astfel, crescându-și astfel amprenta față de dislocările acestea temporare pe care le fac totuși anual în fiecare an categorii de forțe, categorii de aeronave ale Statelor Unite ajung pe câmpia turzii, dar este nevoie de o prezență permanentă pentru a putea face din această bază un adevărat hub așa cum își doresc cei din Statele Unite. În paralel cu investiția americană, statul român va investi și el cam 200 și ceva de milioane de dolari parcă era la ultima strigare, la ultima uh, evaluare în modernizarea aceleași baze, pentru că și noi vrem să folosim baza de la Câmpia Turzii pentru avioanele F16, care avioanele F16, cele din a doua escadrilă din legendarea escadrilă 2 de F16, care nu știm când vor veni, dar atunci când vor fi cumpărate, ele trebuie aduse pe o bază aeriană pregătită să le primească, iar în acest moment Baza 71 este și nu prea pregătită, adică poți să zbori cu avioanele de acolo, dar nivelul la care se pot susține operațiunile este unul destul de limitat. Prin urmare, trebuie făcute lucrări ample, lucrări de remodelare mai mult decât de modernizare, trebuie șters cumva de pe fața bazei acel design sovietic și acea structură sovietică ce nu mai este de actualitate în momentul în care ești NATO, standardele NATO fiind cu totul și cu totul altele și reconstruită baza pentru a fi adusă la standard de NATO, așa cum s-a întâmplat cu baza de la Borcea. Baza de la Borcea a fost în lucrări cam 5 ani de zile, dacă nu mă înșel, Migurile 21 au fost trimise de la Borcea pe Mihail Cogălnicianu, iar pe Borcia, de pe Borcea, operează în momentul de față numai f 16 ale escadrilei 53. Că mai vin și alte avioane, aeronave ale forțelor aeriene române sau ale altul forțe aeriene temporar, acolo este altceva. Dar singurii care operează permanent de pe Borcea sunt cei de la escadrila 53 cu F-16. Cam acest lucru se dorește și la Câmpia, se dorește transformarea acestei baze într-o bază capabilă să susțină operațiuni cu aeronave de generația 4 sau poate generația 5, cine știe o bază modernă reconstruită după standarde NATO care să poată fi folosită de către NATO cumva mai importantă decât baza de la Borcea și mai importantă chiar decât baza de la Mihail Cogălnicianu care este cumva un hub al armatei americane în această zonă baza de la Câmpia Turzii ar urma să devină un hub al US Surfers slash NATO în flancul estic al uh, Alianței Nord-Atlantice. Aici ar urma să fie trimise aeronavele NATO, aici ar urma să fie concentrate forțe dacă va fi nevoie, de aici ar urma să fie proiectată forța NATO în zona Mării Negre, din nou dacă va fi nevoie. Cam despre asta este vorba atunci când vorbim despre investiția în baza de la Câmpia Turzii. Uh, despre asta aveam să discut cu voi în acest prim episod al podcastului. Iată că ne-am întins, am ajuns iarăși la un sfert de oră, deși voiam să fie mai scurt. Uh, avem multe subiecte interesante sau, mă rog, multe planuri interesante pentru 2021. Uh, pe unele am început să le discutăm, am început să le punem în aplicare încă din ultima lună a anului trecut, să vedem ce va ieși. N-aș vrea să vă dezvălui foarte mult. Ci doar să vă spun că pe lângă aceste podcasturi care au început să prindă destul de bine și încep să vă atragă pe voi foarte mult și să le ascultați din număr din ce în ce mai mare, vreau să facem interviuri cu personalități relevante din domeniul aviației, fie că vorbim despre aviație militară, civilă, sportivă sau orice alt tip de aviație, nu știu, de agrement dacă vreți. Aș vrea să facem să avem mai multe clipuri video, așa cum aveam la început din aviație, fie că vorbim de, nu știu, aterizări, decolări cu aer aeronave militare civile uh, sportive și așa mai departe fie că vorbim despre reportaje făcute în bază, uh, fie că vorbim despre reportaje pe la diferite muzee ale aviaților orice, aș vrea să avem mai mult conținut de video și aș vrea să-mi spuneți cum vi se pare acest lucru dacă v-ar interesa să urmăriți astfel de clipuri video sau dacă vreți doar podcast-uri și doar discuții cu uh, oameni din aviație mai avem un plan să ne extindem în zona de platforme de streaming și aici mă refer la Google Podcasts, Apple Podcasts și așa mai departe, toate platformele astea pe care se ascultă podcasturi pentru că pare că acest gen începe să prindă și în România și aș vrea să vă aud iarăși de la voi dacă ați fi dispus să ascultați podcasturile noastre pe alte platforme sau dacă le vreți pe YouTube pentru că este mai confortabil și încă multe alte materiale să sperăm că dacă măcar jumătate din ceea ce ne-am propus va ieși în 2021, cu siguranță 2021 va fi un an foarte bun. Ei, până data viitoare, până la următorul podcast, vă aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți cum vi se pare această idee de dislocare a dronelor americane în România, cum vi se pare ideea de modernizare a bazei de la Câmpia Turzii pentru a fi folosită de NATO? Și ce părere aveți despre toată această situație în care este România? O situație care devine din ce în ce mai favorabilă pe fondul ascuțirii uh, tensiunilor din zona Mării Negre, pe fondul ascuțirii tensiunilor dintre NATO și Rusia, dintre NATO și Turcia, de ce nu? dintre aliați din cadrul NATO, și aici mă refer la Grecia și Turcia cumva România devine un pol de stabilitate în zona Mării Negre și aș vrea să aflu de la voi cum vi se pare această situație și dacă credeți că am putea profita de ea sau poate nu. Până data viitoare, eu am fost Marius Duroftei de la Viația Magazin. Numai bine!